Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Just Cause 3. Știu că nu am mai postat de mult timp, dar sunt aici cu Băcuță. Suntem la Vulcan. Am venit Salut. Și noi aici. Nu mai știu dacă aici este easter egg-ul cu ciocanul lui Thor. Ideea e că jocul ăsta e plin de easter egg-uri, chestii de genul puse de developer și e foarte tare. Am mai făcut un episod cu Crazy, ne-am dat cu niște mașinuțe de lemn cu niște carturi, probabil toată lumea a văzut un cart, s-a dat cu un cart sau chestii de genul și a fost super, super tare. Acum am ales zona asta pentru că suntem pe un server mai populat puțin, deși e ora care e puțin populat. Am ales zona asta pentru că e mai liberă, după o să mergem noi cu treburile noastre. Dacă vă place joculețul și vreți cât mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Pentru cei ce nu știu care este treaba cu acest joculeț, e bine, jocul normal, single player-ul, are o poveste, într-un fel sau altul. Dar dacă deții jocul cumpărat, te poți juca și multiplayer, jocul pe Steam. Te poți juca și multiplayer cum ne jucăm noi, caut servere, tu joci cu prietenii, o grămadă de chestiuțe, l-am pierdut pe bac. Nu e problemă. Sunt curios dacă mi iau damage de la lavă. Da. Îmi iau? Da, bine, lava asta nu prea mai e lavă. Ceva mare. Ești la lavă? Da, sunt jos. Vrei să ne urcăm pe ceva? Stai că am auzit ceva. Puși, puși. Putem să spawnăm vehicule, avem aici toate vehiculele din joc. Ia uite, de exemplu, care-i... Ăsta e un model mai aparte. Ia... Prum, pum, 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 pum. Mă duc cu ăsta pe lavă. Cash mi-au să ai. Poate vezi că explodează tot sau cauciucurile? Pare că explodează. Nu, no, mi-a mie din viață. A mers pe lavă. Bă, mi-ai furat mașina. Am încercat să stau pe tractor, dar... Ei, stai că mor, mi-a dat criticale. Uite aia, burnout. Wow. Turbo. Da, așa, dă-te de acolo că vreau să fac o poză. Gata, tati. Life. Ia dacă vrei să te plimbi. Știi ce nu-mi place pe multiplayer totuși? Că nu ai coarda aia să o întinzi tu pe acolo. Și dacă vă întrebați de ce mi se vede așa web-ul, ei bine, am o lumină mai ciudată. Mi s-a stricat lampa normală și acum stăteam lejer pe scaun. Și mi s-a stricat lampa. O să fac. Și am o lumină albă. Puțin mai deranjantă. Foarte deranjantă. Și de asta mă vedeam așa. Adică încă mă văd foarte alb, deoarece este un beculeț alb, în caz de vă întrebați de ce mă văd așa acum. Și nu mă vedeam ca înainte. Bun, avem și niște mașini, putem să dăm nitro și jump. Nitro, de când am mai auzit cuvântul ăsta de... Baca. De nitro. Uite, de exemplu, luăm mașina asta. Și putem să-i dăm boost. Și bam, plecăm. Bine, momentan nu prea așa viteză că este pe pământ, vă dați și voi seama. Cred că tocmai îmi spar pietre. Dispar pietrele când intri în ele, dacă îți vine să crezi. Ce e bine, nu dispar. Ce tare. Stai, eu vreau să... vreau să mă dau cu căriciorul ăla. The Rocket se numește. Yeah, boy, da. Hai, călășa. Ideea e că pe ăsta nu ai geam, nu ai nimic. Și dă tata la vale. Fiți atenți acum, ce frumos ne ducem. Că ăsta spargi pietre, da. Oleu, oleu, Jackson. M-am dus de tot, Jackson. Na, m-am... Oh, ce se duce și au. Continuă. Hai că te întrec.
Îți dai seama. Stai, gata, aici sunt baros, îmi iau viteză. Fiți atenți. Ma, da, peste ca, da. Oare asta bubuie, mă întreb. Bine, mă gândesc că acum nu prea are ce să bubuie în ea, știi? Da, Elen. Oh, gata, avea un zoom pe cap, acum am văzut. Mă miram eu că... Ce a bubuit? A, da, chiar, vrei să vezi o explozie imensă. Acum știu, cred. Paolo, de ce o iubesc? Hai să văd dacă e. Nu merge. Nu pot să spawnez multe mașini. Nu merge. Uite, am pus-o eu jos. Nu e aia. Mi-a dat mare pe ecran, you're dead. Nu cred că a ieșit prea bine. Hai că mă duc eu sus. Și tu bubuie acolo o mașină de aia, bine? Bine. Stai așa, zic eu când sunt gata, ca să vedeți mare explozie. Pentru ce am cumpărat eu jocul ăsta? Că pe single player sunt niște animale și puteai să le legi de niște eoliene. Și m-a convins. Sincer. 60 de euro de când a apărut. Ești gata? Eu sunt gata. Când ești tu Da. gata, sunt și eu. Dă-i, blană, bubuie. Stai că trebuie să-și explodeze. Păi, Se știi? duce la mare. N-am ce să fac. Așteptam explozia. Păi nu că așteaptă explozia, s-a dus. Oh. Mom. S-a văzut bine? Stai că eu le bubuie pastele mele, că spawnez aici și tot bubuie. Mamă, cum se vede! Dar bubuie tu una în depărtare, ia gheu și dă-i. Hai gheu! Să mă duc cu ea. Dă, nu contează. Filmare e important. Să-mi zici când ești gata să-i dai. Că vreau să văd. Ești gata? Bubuie, tati. Stai că trebuie să mă duc la vale cu ea. De ce? Păi să o duc mai încolo. De ce? Să explodeze mai Ia încolo. ea gheu și trage în ea. Ah, am înțeles. Suicide mission. Nu, 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 nu. Hai mă, oricum te spawnezi acolo după 2 secunde. Vreau doar să prind un cadru. Două au bubuit. Două naibii de treabă. De ce au bubuit două? Bă, se multiplică explozia sau ce naiba? Se multiplică... Mamă! Păi, e plin tot ăsta! Dar nu înțeleg de ce se multiplică explozia. Mai dai una. Una și atât. Băi, deci ce epic! O să-ți dau niște poze, am făcut niște poze, chestia asta e prea epică. Hai să mergem, deci pentru asta mă băieți am luat jocul ăsta, e super tare. Uite aici sunt niște ruine. Deci în jocul ăsta ideea e că poți să dărâm poduri, mergem unde vrei să mergem. Dacă era un O întrebare. TP, airfield, nu. Dar tu ai microfonul mereu pornit că mă aud și eu, sau care-i treaba? Nu l-am mereu pornit. Păi atunci fă cumva să nu mă mai aud și eu. Nu mereu, dar... La airfield sunt aia nebuni. Nu mai știu, military base sau ceva de gen, nu mai știu cum era. Că văd că ăștia nu le Trebuie au. militari. Cum? Militari. Cum se scrie militari? Cu Y la final. Ok, credeam că are dublu ceva. Și aici putem să dărâmăm cam tot ce vedeți voi pe aici. Dărâmăm. Pe ce era weapons pe M. Putem să ne luăm noi aici special electromagnetic pulse gun. Ce este? Nu așa. Cum se trage cu asta? Oh, ok. I'm not even man. Asta ce face? Ce n-ai mea toveza? Ce? Cred că am chemat... Oh! Tom!
E unde să arunce de-astea, tu vezi? Și când explodează? Păi, nu vezi exploziile? Nu. Oh, sunt client side. Ia, să-mi zici dacă pică chestia asta. Aha. Să-mi zici dacă pică antena, bine? Da. Only you... Oh, numai eu pot să văd. Da, zici. Da, da, stricat. Dar zici acolo, not synced. Ok, gata, am înțeles. Rocket launcher, ia. Nu. Știu că e unul care trage cu multe. Nu asta. Cine e, bă? Oh, ce urât e. Stai, ăsta e rocket launcher. Mie trebuie altceva. Dar ideea e că sunt bugate, cred că. Asta nu e rocket launcher, asta e eu direct. Nu? Ce tare! Nu. Nu-l găsesc pe ăla. Vezi că s-a spart? Nu, am făcut și eu. Separat. Cu ăla cu avioane? Da. Lasă-l pe ăla, că nu vedem, dar așa vezi când stric eu pe aici? Da. Ce tare! Uite, turn, nu mai e turn. Ăsta nu cade, nu? Nu. Nu, nu cade. Hai să găsim un pod sau ceva să-l drămăm tot. Ce zonă șmecheră e aici. Am vrut să prind o poză, dar n-am prins. Am prins, da? Am găsit un pod, hai să-l drămăm. Nu știu unde sunt, nu? Nu. Vezi o paroștă mare în aer? Gen unde-i pista aia mare? Da, 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 gata, vin acum. Ok, hai că am bubuit și ceva. Am găsit de la de foc. De... bine. Boi. Mamă. Și explodăm poduri? Nu se explodăm poduri, uite jos de tot un pod. Ai văzut? Lângă lacul ăla, acolo. Zic că l-ai văzut. Ăla. Da, da, da. Hai să-l drămâi. Acolo merg. Și după mergem cu mașinile pe aici pe zăpadă, că arată interesant. Bă, dar ce mare e mapa asta. Deci mapa e imensă, dacă stai să mergi pe jos n-ai cum. Ca în GTA. Mapa din GTA e mic copil pe lângă asta. Din GTA 5. Are o mapă super mare, Just Cause 3. Sunt curios dacă o să mai scoată jocuri. Fiți atenți aici. Bam. Și spargem efectiv podul ăsta. Pe mine mă minunează de fiecare dată când fac chestia asta. Și, ia, nu mai trage în el. Uitați-vă cum stă. Și a căzut. Poftim? Poate să mai cadă și după, dacă e. Păi da, a căzut. Eu dăm acolo, cade. Și se mișcă plăcile astea, că sunt niște plăci. Cade, nu cade. A, până acolo e. Da, aici să înțeleg că nu e. Am căzut. Asta nu pot să spar picioarele astea. Oh, ba, da. De unde se sparg? Aha, de aici. Gata podul. Deci, fiți atent, am drămat un pod întreg. Și ideea e că dacă pe aici trece vreun tren ceva, dar pe serverul ăsta nu cred că sunt. Îl dărâm și pe acela, deci e super tare. Mi se pare super... Să-l trebuie singur online, pe single player. Pe single player, da, merge. Hai să mergem acolo, unde mergi. Aia era să o fac, da. Stai că am aterizat puțin cu burta. Bă, da. Ce e aici? Am găsit ceva. O bombă. Și niște WC-uri. Erau. Am bubuit WC-urile. Iote. Ce tare. Ce e cu bomba asta aici? Nu știu. Erau niște WC-uri aici, ne-am bubuit. Am văzut. Hai să mergem, hai sus. Deci dacă pot eu să-mi iau zborul.
Acum pot. Era ca lumea sa-ti arate un kilometraj, stii, si cand zburai, cred ca are 100-200. Mai mult. Clar. Mai mult de 200. Da. Ii zbura pielea dupa el. Ei, e un joc. Bine, nu, la 200 nu zboară pielea dupa el, daca ai deschis gura, ești gata. Nu mai ai fălci. Uite, hai să ne dăm drumul de sus, de sus. Vreau să facem tot drumulețul ăsta. Bă, da, a, uite aici începe. Dacă era un vârf super înalt pe aici. Este, dar nu pe muntele ăsta. O să mergem în episodul următor, dacă vreți. Și vă place joculețul, o să mergem pe cel mai înalt munte de aici, să vedeți ce priveliște acolo, e nebunie de tot. Hai să luăm niște mașini, nu știu, eu ceva elegant. Dar să găsesc ceva elegant. Nu mai troace. E pe bune că nu mai troace găsesc. Bine, și-o costat nici n-are prea... O, stai că știu ce să iau. Știi mașina noastră de... de baștina. Râciul al nostru. Dar nu-l găsesc. Ne-am mai jucat cu el când era și IMAX. Aaaa, cred că îl țin minte. Dar nu-l găsesc. Tu-l găsești? A, la Old. Pe secțiunea de rable. La Old, ea aia, stra... Așa în fine, să nu știu. Care era ce? Aaaa. Și unde ești? Să... la drum, unde începe drumul. Tu unde ești? Tot pe un drum, nu știu pe unde mai exact. Cred că, na, tu cred că o să cobori din coasă. Stai așa că am ieșit din mașină. Vino sus, ți-am zis, pe drumul de zăpadă. Tot sus, 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 de tot. La baza militară? Da. Fix acolo sunt. A, cred că tu ai fost ăla cu puș-pușul ăla. Da. Era frumos dacă aveai first person. Bă, dar chiar e multiplayer, de ce nu bagă și ceva? First person sau... poate merge FP. F... nu, nu are nicio comandă cu... Am murit. Numai tu puteai să faci. Nu, n-ai nicio comandă de asta. Mamă, cum dă cu spatele. Ai ajuns? La stradă, da. Acum nu știu unde ești tu. Sunt fix la stradă. În baza militară. Gen, dacă ești mai jos de ea puțin? Da, sunt poduri. Stai că vin imediat. Gat. Sunt legat de un fel. Sunt fix sub un pod, trece șoseaua pe sub un pod. Pune-te pe drum, omule! Dacă tu vrei să te văd, sunt legat de un stâlp, sigur te văd. Așa. Mai văzut? Nu, nu te-am văzut. Stai pe loc. Deci ești pe drum? Bă, ești pe drum de pământ sau pe drum de asfalt? De pământ. Ce pana mea? Băi, baca. Dacă știam, era blană. În fine, hai că o las aici, că văd că ești prea greu. Episodul următor o să mergem pe muntele ăla. Și nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa, 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 pam!